Teo, eu cunosc cât de cât povestea, dar cred că oamenii ar vrea să știe cum ai început tu. Tu ai avut și păpuși când erai mică, nu? Da, în primul rând ești din Sălăjean. Nu? Din Sălăjean. Exact, unde este stilul oprișean. Că erau niște băieți sui sus pe, nu sau erau listă. Bun. Și pe vremea aceea fotbalul feminin Nu știam de existența fotbalului feminin. Eu mai am doi frați. Și să strânească cu ei ai început. Mulțumesc, da, exact. Ei au influențat această plăcerea mea pentru fotbal și să iubesc fotbalul, pentru că eu tot timpul trebuia să mă împart așa între păpuși și mingea de fotbal, să merg să bat mingea de fotbal pe Maidan, cum se spune. Da. Și încercam să mai îmi iau dintre prietene cu care mă jucam cu păpușile, haide și voi la fotbal, să nu fiu eu singura.